Cala de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! Suntem din nou într-o emisiune Cafeaua de dimineață. De data asta am uitat cafeaua la bucătărie și probabil că voi avea o atitudine puțin mai așa, fără cafea, dar mergem înainte. Haideți ca să, înainte de a vorbi despre cu invitatul, de a-l prezenta, de a-l introduce în scenă, vreau să vă spun că astăzi a apărut Mesagerul de Neamț, un număr de ziar care poartă care este la noi înregistrat sub numărul 525. Scandalele care au marcat sănătatea în 2021, un material cu Petrică Bodron, comisarul care a recuperat Divina Comedia, satisfacția pe care o ai când un copil se externează este incomensurabilă, spune un doctor pediatru, Cornelia Săvinescu, două reportaje absolut senzaționale, la Cătunul Brateș-Ungureț și unul în Oborul de la Rosnov, plus rubrica Gura Lumii, Iulian Pulai șochează din nou și Omul Săptămânii. Toate acestea le puteți găsi dacă luați ziarul și îl citiți. Acum, aseară, Mesagerul de Neamț publica o știre care recunosc că a generat un interes din partea membrilor unor partide politice care au sunat să ne întrebe dacă este adevărat ce scrie în știre. Această atitudine nu face decât să ne bucure, este dovada faptului că niște oameni interesați în subiectul respectiv ne întreabă pe noi dacă lucrurile stau așa. Din moment ce am scris și am semnat, noi considerăm că așa stau. Este vorba despre un consilier județean, domnul Gavril, cred că, Eduard, care este și angajatul DGASPC-ului. Soția lui lucrează la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, deci două instituții subordonate Consiliului Județean. El a votat proiectul de buget, care nu știm încă dacă este sau nu este legal adoptat. Noi am spus că nu, dar cine suntem noi să ne luăm la harță cu prea frumoșii juriști din acest județ, care știu foarte bine care sunt căile pe care justiția poate funcționa în asemenea cazuri. Deci, legea este destul de clară. Nu vorbim, cel puțin din punctul nostru de vedere, despre incompatibilitate, vorbim despre un conflict de interese care se poate pedepsi cu indemnizație de 10% luată pe o perioadă de maxim 6 luni, adică fix nimic sau fix în pix, dar are și o componentă altă componentă administrativă, hotărârea ar fi nulă de drept dacă a votat-o un domn care este în această situație. Acum, mergând mai departe, să ajungem la o altă știre pe care am dat-o astăzi în Mesagerul de Neamț, dar nu înainte de a-l saluta, de a-i spune bine a revenit domnului, bine ați revenit în emisiune domnului Liviu Arbuz, de data aceasta în calitate de șef al, eu îi spun, cancelariei primarului municipiului Piatra Neamț. Da, m-a invitat, vă mulțumesc foarte mult, în calitate de șef al Mesagerului, nu? V-am mai explicat aia cu șef sună îngrozitor. Știu, da. De ce o folosesc? De ce credeți că o folosesc? Șef al județului, șef al orașului, șef al cancelariei, mie îmi place. Sau dacă nu putem folosi forul tutelar. Da, forul tutelar. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am revenit în sfârșit joia, adică încet, ne reintrăm în programul exact, normal. Exact, pentru exact. Pentru că n-au trecut decât două zile când ne-am revăzut, acum recuperăm de timpul pierdut. Trei, cred că. Cred că trei. Dar au fost, aglomerate. La primărie se numără din doi în doi și de-aia am Eu vă propun să intrăm în emisiune abrupt.
Acum câteva minute am publicat, că n-am putut mai devreme și nici n-am avut informațiile mai devreme, un material care, nu știu, cel puțin mie îmi dă impresia că Piatra Neamț a fost exclusă, că a fost, municipiul a fost exclus de la o componentă a finanțărilor din PNRR. Materialul este publicat, este și un document scos dintr-un ghid care se referă la această componentă și acolo spune că fiecare municipiu, ca să cităm din clasici, fiecare municipiu va primi o sumă de peste 12 milioane de euro ca o primă parte a finanțărilor, un prim pas al finanțărilor. Și apare un asterix acolo care pe mine m-a lăsat puțin cu gura căscată. Este exclus municipiul Piatra Neamț, care ci că este substituit de către Consiliul Județean. Dar nu știu dacă mai suntem în direct. Mai suntem în direct? Mă auziți? Acum suntem. Cât ați formulat întrebarea, n-am fost. Repet. Scurt, repetați întrebarea, că n-am auzit nimic. Scurt, este exclus municipiul Piatra Neamț de la finanțări prin PNRR pe zona transportului local, așa cum am publicat în Mesagerul? În momentul de față, da, este trecut într-un ghid al Ministerului Dezvoltării, municipiul Piatra Neamț, trecut ca fiind exceptat, este o problemă veche a orașului Piatra Neamț, care mereu este văduvit de fonduri, pentru că nu există o colaborare care ar trebui să fie normală între Consiliul Județean și orașul Piatra Neamț. Este vorba despre faptul că Consiliul Județean are un contract de gestiune a Serviciului Public de Transport Local, așa cum știm, celebra troleibuzul, care a creat numai probleme. Sunt două societăți mari care au grevat mereu funcționalitatea normală a orașului Piatra Neamț. Vorbim aici despre troleibuzul SA și vorbim, desigur, despre APASERV. În cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, este foarte adevărat. Deci Consiliul Județean are Serviciul Public de Transport, pe cât mobilitatea urbană, care este obligată, este la municipiul Piatra. În majoritatea municipiilor din România avem situația în care societățile de transport local sunt la primăria municipiilor. Da, e o problemă cu legătura. Dacă persistă această problemă, nu știu, mă auziți? Acum vă aud. Dar la un moment dat s-a pierdut legătura, cred că semnalul e foarte slab pe internet. Da, cred că semnalul este slab. M-auziți? Noi vă auzim, dacă nu vom intra pe telefon, dacă mai pic o dată. Vă rog. Da. Așa cum spuneam, în majoritatea municipiilor din România, societățile de transport local sunt în subordinea, în coordonarea primăriilor municipiilor. Pe când la Piatra Neamț facem ca obicei, noi suntem așa mai cumoți, avem o primărie care nu deține societatea de transport, societatea de transport fiind în subordinea Consiliului Județean, motiv pentru care s-a exceptat de pe listă municipiul Piatra Neamț. În urma acestei adrese pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării, am făcut toate demersurile pentru, făcând de fapt cele trei proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, una din 2018, una din 2020 și una din 2021, care se referă la modul în care se colaborează între Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț. Ce să facem? Suntem condamnați să lucrăm împreună. Dacă nu vom colabora, municipiul va pierde bani, așa cum a pierdut mereu din cauza războaielor politice. Domnul Harbuz, eu am înțeles că municipiul poate pierde bani, dar lucrul acesta se știa de când a început această colaborare
genul acesta de proiecte, a fost acceptat rolul de, cum se spun, șef în proiecte. Mie îmi place cuvântul de șef, da? În proiecte al Consiliului Județean, în condițiile în care există o entitate făcută tocmai în scopul accesării de proiecte pentru transportul public în comun. Această entitate se numește Adiur Trans, în care primăria este parte și Consiliul Județean este parte. Nu are nicio treabă mobilitatea urbană cu Adiur Trans, pentru că, acum am să vă mai spun ceva, o societate care operează activitatea de transport poate opera pe raza OAT-ului doar cu acordul OAT-ului. Deci, în acest caz, noi vorbim de troleibuzul, nu vorbim, pentru că este componenta autobuzelor pe care le va achiziționa Consiliul Județean, pentru că noi avem infrastructura privind mobilitatea urbană. Ce pot să vă spun este că, de la început, deși știți bine, aceste proiecte de mobilitate urbană sunt ca inițiere moștenite din vechiul mandat, dar nu contează, cred că este obligația primăriei de a aduce la capăt aceste proiecte. S-a bazat acest proiect până la urmă pe HCL-ul, care stabilește că municipiul Piatra Neamț și Consiliul Județean vor colabora în sensul implementării sistemului de mobilitate urbană. Dar acum, și mai spuneați ceva de șef. Da, într-adevăr, orice asociere, orice consorțiu are un lider. Nimeni nu a negat poziția de lider, având în vedere nivelul de acționariat al Consiliului Județean în troleibuzul raportat la municipiul Piatra Neamț. Deci Consiliul Județean are peste 80%, ceea ce mie iarăși mi se pare aberant, adică pe raza teritorială a municipiului Piatra Neamț, altcineva stabilește cum, când îmi face transportul și în ce parametri. Suntem, repet, condamnați să colaborăm. Adică noi acum nu venim să negăm autoritatea în acest proiect a Consiliului Județean. Dimpotrivă, noi cerem o colaborare pentru a nu compromite proiectele. Să vă aduc aminte ce s-a întâmplat pe strada Petru Movilă. Vă aduceți aminte când cei de la APA Serv au aplicat pe un proiect european, a aplicat și primăria. Primăria a făcut partea de la suprafață, după care... Prima. Bună, acum a fost și o succesiune de evenimente stabilite la nivel național, adică de ghiduri, de nivelul de implementare, de momentele care au câștigat proiectele. Dar gândiți-vă că la acel moment Piatra Neamț era în pericol să piardă foarte mulți bani, să vină corecții financiare foarte mare, din același motiv, pentru că nu există o comunicare și o colaborare. Pentru că eu văd, în momentul în care ești Consiliul Județean, să analizezi toate proiectele, să le integrezi, să le armonizezi, pentru că altfel există riscurile să pierdem foarte mulți bani europeni. Și, repet, adresa pe care noi am făcut-o, care a fost transmisă ieri Ministerului Dezvoltării, primului ministru și tuturor celor care sunt implicați în implementarea PNRR-ului, se bazează pe dorința noastră de a stabili o colaborare interinstituțională, pentru că ea este obligatorie. Acum, eu nu cred că, deși în ultimii ani s-a demonstrat acest lucru, Consiliul Județean dorește neapărat să distrugă orașul Piatra Neamț. Pentru că din acest conflict, care până la urmă este un fals conflict, nu are nicio miză, miza ar trebui să fie dezvoltarea orașului, ceea ce nu se întâmplă. În momentul de față, eu sunt convins că acea excepție va fi eliminată din ghid și cu siguranță vom putea aplica pentru proiectul de mobilitate urbană. Pentru că râsul lumii este în fiecare zi, toată lumea
vorbește la modul operativ despre mobilitatea urbană din Piatra Neamț. Cele două proiecte au trezit o groază de controverse. Bun, acum e bun proiectul de mobilitate urbană, dar hai să-l ducem la Consiliul Județean, ceea ce este practic imposibil. Pentru că, repet, fiecare UAT, fiecare entitate instituțională, Consiliul Județean și Municipiul Piatra Neamț, sunt obligate să-și respecte angajamentele în cadrul proiectelor din PNRR pe care a aplicat. Eu ce nu înțeleg în documentul de la Ministerul Proiectului ăsta, Investițiilor și Proiectelor Europene, este fraza de jos de acolo care spune că contractul de gestiune a transportului public de călători este asigurat de Consiliul Județean Neamț. Eu știu că acel contract nu este asigurat de Consiliul Județean Neamț, ci de o societate a Consiliului. E o societate... Care este o societate comercială. Nici aici n-ar fi o problemă, pentru că poate externaliza orice Consiliul Județean sau orice... Nu, da, nu-i corect din punct de vedere juridic ce scrie aici. Nu, problema este că, repet, nu poate nici Consiliul Județean, neavând componenta de mobilitate urbană, așa cum o avem noi, nu poate nici municipiul fără Consiliul Județean. Este momentul în care trebuie să colaborăm. Să căutăm nașii, să legalizăm această uniune în interese comune. Ea este legalizată, repet, printr-un HCL din 2018, care stabilește modalitatea de colaborare între cele două instituții. Deci gândiți-vă, din 2018. Nu mai intrăm în analiză să vedem ce s-a întâmplat la troleibuzul, ce se întâmplă la troleibuzul, cum a făcut troleibuzul profit, pentru că a fost cea mai drăguță, amuzantă prezentare absolut, profitul absolut. Făcut la troleibuzul. Adică... ce să zic? Eu sper ca lucrurile să fie luate în serios. Vreau să vă spun că toate demersurile primăriei Piatra Neamț merg către stabilirea unor puncte de colaborare pentru a face ceva în municipiul Piatra Neamț. Nu suferă primăria, nu suferă Consiliul Județean, suferă cetățenii din oraș care, așa cum spuneam, uitați-vă ce se întâmplă cu Apa Serv. Aud că mai nou Apa Serv n-are nicio treabă. E o societate comercială, nu contează că e sub ordinea Consiliului Județean. Toate nenorocirile cu care ne confruntăm, apropo, de partea de alimentare, cu avariile. În fiecare zi avem o avarie. Ba mai mult, Consiliul Județean, dintr-o dată, vine și face amendament la buget. Primăria Piatra Neamț trebuie să schimbe conductele de alimentare cu apă. Păi bravo, voi ce mai faceți? Ce face Apa Serv în afara salariilor imense pe care le au cei din conducerea Apa Serv? Ce fac ei în acest oraș, în afară de faptul că vin doar să gestioneze pompieristic niște avarii, niște afectări ale rețelei de alimentare cu apă? Am găsit și nașii Uniunii să vină Câțu, să vină Ciolacu și să vină cu daruri. Să vină cu daruri. Iar în rest... N-ar fi rău, deși aș prefera să vină domnul Ciucă cu daruri, pentru că darurile vin de la Guvernul. Nu, domnul Ciucă care... oficializează Uniunea. Am înțeles, ați găsit nașii, ați găsit și ofițerul stării civile. Păi deci... Haideți să umblăm puțin la nuntaș. Mai trebuie să găsim fotografii și să facă filmulețele. Da. Mergem... Mergem. În arhivă. Da, mergem mai departe. Deci, cam asta e. Mie mi se pare ciudat în condițiile în care de atâta timp se cunoștea problema și cred că municipiul... Nu, dar nu, stați puțin. De atâta timp se cunoștea care problema? Problema troleibuzul. Problema troleibuzul. Eu, dacă aș fi fost Dragoș Chitic și aș fi moștenit o societate care... îmi face legea în oraș, că el a moștenit-o practic. A moștenit-o și a întărit-o. Și a întărit-o. În loc să o întărească, m-aș fi gândit să-mi înființez o societate. Și m-aș fi gândit... Da, domnul Balănescu, ăsta este idealul. În
mod normal, fiecare municipiu, fiecare primărie, municipiu de județ ar trebui să aibă o societate de transport proprie, da, pentru da, că haideți că acum vă spun eu niște lucruri, că deja toată lumea știe de ce la un moment dat primăria a renunțat la orice idee de a avea propria societate după ce a băgat în faliment vreo 3 societăți de transport în comun. Ca să nu mai dea bandă la primărie și să-i dea județul. Domnul Ștefan a ordonat, domnul Pruteanu a executat. Și să dădea acea subvenție la troleibuzul de la județ ca să trăiască troleibuzul bine, să ducă banii pe roți și pe șine. Așa. La 96. Așa. La un moment dat, domnul Arseneș a dat seama că se duc bani de la județ de acolo și s-a dat pe vremea, cred că pe vremea doamnei Dăncilă, dacă nu mă înșel, dar s-ar putea să mă înșel, că nu mai știu câți prim-ministri au trecut acolo, de la Grindeanu la Tudose, Dăncilă, cine mai fi fost, s-a dat un ordin de guvern, o UG, și s-a spus așa, domne, județele nu mai pot plăti bani, dar singurul județ care putea să plătească bani era Piatra, județul Neamț, că era singurul caz din țară. Da? Cu degetul acesta m-a arătat, ca să fie foarte clar. Era singurul caz din țară. Și atunci a trecut povara pe primăriile de unde componente ale Adiurb Trans, asociație intracomunitară înființată cu scopul accesării de fonduri europene pentru modernizarea transportului în comun. Nu se știa atunci despre PNRR. Erau alte axe. Da. Și, da, mă scuzați. Și poziția Comunei Dobrenea, apropo de Adiurb Trans, care nu dorește absolut nimic și care a blocat mereu orice acțiune de nicio legătură între poziția doamnei primar de la Dobreni, care are un istoric destul de bogat în privința transportului în comun, legat și de falimentul unor societăți, apropo, de la pe raza municipiului Piatra Neamț. Despre ce vorbim aici? Aici vorbim despre un joc al intereselor, un joc al intereselor penal, pe care nimeni, toată lumea se face că nu-l vede. Deci, mai ales că el are un parcurs de câțiva ani buni. Adică lucrurile, așa cum spuneați noastră, se știa. Dar acum am să vă spun un alt aspect. Da, toată lumea știe adevărul. Sau, hai să spunem, și instituțiile cunosc adevărul. Dar atunci când vrei să aduci banii europeni, în momentul în care vrei să accesezi fonduri europene, trebuie să iei în calcul ce ai, pentru că eligibilitatea se bazează pe ce ai, nu pe ce se întâmplă în spate, așa cum spuneți dumneavoastră, cu jocurile care se fac, cu faptul că troleibuzul, deși era un mijloc de transport ecologic, a fost desființat. Ca să aducem autobuze ecologice. Să nu uităm cum a dispărut cablul de la troleibuzul. Adică, timp în care noi tot povestim, niște fraieri, cum sunt în momentul de față cei care muncesc în primăria Piatra Neamț, fac eforturi. Nu toți, nu toți, vă rog frumos, nu toți. La dumneavoastră redacție nu toți sunt foarte buni. Nu, sunt excepționali. Așa. Da, n-a scăpat. La primărie nu e cazul să spunem și de Ba da, sunt câțiva excepționali. Dacă vreți vă dau și exemplu. Am spus foarte buni și buni. Ideea este că se fac eforturi pentru a accesa acești bani și când vezi că cu tot păinjenișul ăsta, cu toate tălpile care ți se pun, cu marea competiție la nivel național în care intră municipiile, noi reușim să performăm, dar nu putem pentru că nu le place unora de fața primarului sau de fața consilierilor locali sau, haideți să o spunem pe aia dreaptă, cât s-a investit în Piatra Neamț în ultimii ani? Nimic. Ce a fost Piatra Neamț, orașul Piatra Neamț, ca municipiu de județ, o vacă de mulți. Și atât. Uitați-vă la partea de patrimoniu, uitați-vă la terenuri. Noi astăzi nu găsim un hectar jumate ca să facem la un loc, așa găsim pe bucățele, ce ne-au mai lăsat firimiturile băieții deștepți, ca să construim o bază sportivă.
Nu uitați, chiar dumneavoastră ați subliniat momentul ăla penibil în care noi nu găseam bani să facem două creșe. Adică bani. Terenuri. Ca să facem două creșe. Deci sunt, e noaptea minții. Un oraș care vrea să se dezvolte, dar care nu mai are ce să ofere investitorilor. Pentru că totul a fost prăduit. S-au uitat toate, absolut toate momentele sinistre, așa cum spuneam mai devreme, ceea ce s-a întâmplat apropo de meciul între primărie și Apa Serv în urmă cu foarte mulți ani, atunci când Petru Movilă a devenit subiect de scandal național. Strada Petru Movilă, ca să fie foarte clar. Strada. Că avem un Petru Movilă la Apa Serv. Ca să nu facem confuzii. Nu vorbesc despre persoane, n-am nimic cu persoanele, eu vă spun doar care sunt rezultatele acestei lipse de colaborare. Mereu vor suferi cetățenii orașului Piatra Neamț. Ei nu știu că au devenit o monedă de schimb și o masă de joc pentru anumiți politicieni care când vor ei se poate, când nu vor ei nu se poate. Și care mai mult fac lobby la București împotriva orașului. Adică e noaptea minții ce se întâmplă. Asta e. Haide să trecem la lucruri mai plăcute. Dacă există. Mai. Deci mă uitam pe achizițiile publice de la... Da, înainte mă iertați. Vă rog. Acest subiect, angajamentul primăriei este de a face absolut toate eforturile pentru a duce la capăt cele două proiecte de mobilitate urbană, care sunt foarte importante pentru sănătatea orașului, pentru modernizarea orașului, pentru că această mobilitate urbană, iată pe care acum o regăsim și în PNRR, ne deschide calea către alte fonduri europene, către alte investiții, pentru că, să nu uităm, tot în PNRR vom avea în sfârșit bani să dezvoltăm rețeaua de piste pentru biciclete. Avem bani să refacem școli, plus că tot prin PNRR putem dezvolta mobilitatea urbană pe orizontală, în rețea și pe celelalte străzi, nu doar pe marile bulevarde, așa cum este ea în momentul de față. Eu aș vrea și să, tot prin PNRR, dacă se poate, să facem și niște tobogane. În zona de la primărie până la Consiliul Județean, ca să existe o colaborare cât mai ușoară și înapoi să meargă cu un fel de lift. Se poate cu telecabină. Sau cu telecabină, dacă se poate. Da, bun. Haideți să vedem. Mă uitam pe achizițiile lansate de municipiul Piatra Neamț și am văzut că încep niște lucruri legate de reabilitarea unor școli. Am văzut cel puțin două, dacă nu chiar trei. Școala 8, școala 5. Da, școala 8, școala 5, liceul de informatică. Și liceul de informatică. Da. Deci, da, ne-am propus să inițiem și sper să finalizăm aceste reabilitări de școli. Și nu numai, chiar și dotarea școlilor, bineînțeles, gradual, pentru că nu vom putea face o dotare simultană în toate școlile și la nivelul la care într-adevăr este nevoie, dar pentru noi partea de educație, rețeaua școlară este foarte importantă, motiv pentru care vom executa aceste lucrări de reabilitare. Revin la PNRR, în PNRR vom avea posibilitatea să finanțăm mai ales reabilitarea energetică a clădirilor, ceea ce este foarte important, mai ales în condițiile în care prețurile la energie s-au dus până la cer, motiv pentru care cred că investițiile în reabilitare energetică vor reuși să reducă foarte mult cheltuielile și să asigure un confort și un statut, un standard pentru orașul Piatra Neamț, care se vrea un oraș verde în adevăratul sens al cuvântului, în conceptul european. Ce vreau să vă întreb, apropo de reabilitarea termică a clădirilor, vorbim doar despre clădirile publice sau și despre blocuri? Nu, vorbim și despre blocuri și despre clădirile publice. Desigur, atunci când vorbim despre blocuri, despre cele care țin de aprobarea
asociații prin intermediul președinților asociațiilor de proprietari, vom avea nevoie de acordul cetățenilor care, ce să zic, că nu cred că din istoria recentă a orașului Piatra Neamț sunt foarte doritori să se încurce din nou cu primăria. Doar ce pot să le promit este că de data asta se vor încurca cu folos. Da, ar fi interesant. O problemă imensă cu acoperișul. Le-am văzut atunci când am avut furtuna aia în Piatra Neamț, când au zburat acoperișurile. Cred că asociațiile de proprietari vor fi interesate măcar pentru reabilitarea acoperișurilor, dacă nu și sistemul energetic, care, ce să vezi, ce promovează acum Uniunea Europeană, eliminarea centralelor de apartament și introducerea centralelor de bloc, pe care noi le-am avut, s-au furat, s-au cheltuit foarte mulți bani, s-au furat, au dispărut, oamenii în disperare de cauză și-au instalat propriile centrale de apartament, la care, dacă mă întrebați pe mine, nici eu n-aș renunța. Cum aș putea să conving pe alții să facă asta când eu nu sunt convins de asta? Bine, legea spune că unde există, ele rămân. Nu asta este problema. Problema este pentru locuințele noi care apar. Asta cu siguranță. De altfel, în PNRR avem fonduri și cu siguranță vom aplica și pentru asta, pentru construcția de locuințe noi pentru tineri. Pentru tineri, pentru specialiști din zona medicală, din zona educațională. Vorbim aici de blocuri construite de la zero, desigur, după noile standarde care se referă foarte mult la economia de energie. Da, deci revenind, deci reabilitați niște școli. Cred că se apropie termenul pentru a afla, eu aștept cu mare nerăbdare, dacă s-a înscris cineva la licitația pentru execuția coridoarelor de mobilitate. Cred că asta da, sunt mai multe companii care și-au exprimat interesul. Au cerut lămuriri, au cerut clarificări. Da. Suntem în partea de clarificări. Acum întrebarea este dintre acești, știu și că nu chiar, puteți chiar, spune. Chiar mai multe decât ne așteptam noi, adică a fost chiar o surpriză. Pentru mine, vă rog. Asta, frica noastră să nu avem o problemă, să nu se prezinte nimeni la licitație, cum se întâmplă în foarte multe situații astăzi, din cauza dinamicii prețurilor la materiale, din cauza dinamicii prețurilor la energie. Salarii, etc. Salarii. Este foarte greu să semnezi acum un contract și un angajament, iar peste 2 ani de zile prețurile să fie duble, pentru că ajungem exact la ce am ajuns pe coridorul de mobilitate urbană semnat în 2018, pe niște prețuri nerealiste, pe costuri nerealiste. Iar astăzi ne-am trezit că nimeni nu are interes să intre în această zonă. Repet, da, avem multe solicitări de clarificare, ceea ce ne încurajează că vom reuși de data aceasta să trecem la execuție. Spuneți-mi, știu că nu puteți da nume de companii. Sunt companii solide? Nici nu le știu. Nu le știți. Adică nu. Nu le știu, adică nu spun nimic că numele companiilor, am o listă, dar nici nu contează. Marea majoritate sunt companii foarte mari. Am înțeles. Păi asta este important, să vină cineva care are posibilitatea de a lucra. Asta ne-am și propus. Ce vor face ulterior, că vor subcontracta, că vor fi în consorții, nu ne interesează. Pe noi ne interesează companii care să aibă forța financiară, în primul rând, de a executa, pentru că, repet, proiecte de mobilitate urbană sunt niște proiecte speciale și vedeți că acest concept devine din ce în ce mai prezent. Fiecare etapă o condiționează pe următoare. Fiecare etapă este condiționată de următoarea etapă și invers. Există așa o interacțiune, uitați-vă și la PNRR. Ai 64 de măsuri de reformă, dacă nu ai executat una, te blochează până pentru următoarea, până reușești să o epuizezi pe cea anterioară. Da, condiționalități, astea sunt. Păi, condiționalități care până acum nu prea erau și de-aia exista un haos, de-aia fiecare aplică pe ce vrea și... Să nu uităm că am mai avut niște străzi care au fost, pentru care s-a aplicat pe două fonduri și strada a fost asfaltată de două ori, dacă tot au fost bani
Dar o să râdeți, vedeam dimineața la știri, mai sunt și alte UAT-uri în România care au asfaltat o stradă de dor, ca să fie. Eu zic să mai căutați în arhiva primăriei. Dacă aveți nevoie de ajutor, sunați. Vă rog frumos să ne ajutați, pentru că noi nu ne-am propus, nu avem un proces din ala de căutare și de vânătoare de vrăjitoare, dar pe parcurs realitatea ne împinge către zone în care, din păcate, aflăm, ne explodează grenada în ochi, aflăm ce s-a întâmplat cu ani în urmă și aflăm cât de grevat și grevată este acțiunea primăriei, atât din punct de vedere al patrimoniului și nu numai. Și nu numai. Aici este marea problemă. Da. Dar multe s-au prescris, multe au termene de nici nu mai știu, adică unii au mai multe termene decât numărul de ani, vârsta precisă. Nu mai știam dacă au mai multe termene decât de numărul de ani de executare sau cu suspendare, dar nu mai contează. Nici nu mai contează, important ar fi să recuperăm prejudiciile. Haideți, uite, vă dau un exemplu apropo de odioasa moștenire care există la municipiul Piatra Neamț. Ieri am avut emisiune cu domnul colonel Mitrea, șeful de la ISU Neamț. În momentul în care a terminat emisiunea, a ieșit, știți unde avem noi sediu. L-ați scos pe terasă, deși domnul colonel nu fumează, dumneavoastră nu fumează. Da. Și unde să vă uitați? La porumbei. Unde stau? Ne-am uitat la porumbei. În clădirea de alături. De alături. Și domnul colonel... Și domnul Au crescut niște geamuri. Exact. Ce să faceți? A scris un articol foarte interesant, cum uite ce face primăria. Dar nu primăria de acum, că n-a făcut primăria de acum. Că s-a făcut acum câțiva ani, niște băieți... Ce face primăria, că n-a văbărit geamurile. Trebuiau puse înapoi panouri peste. Abia aștept să văd cum se pun panourile înapoi peste. Nu se vor pune. Nu se vor pune. Dar... Nu. Acolo a fost o presiune foarte mare pentru a muta instituții sub ordinea primăriei și nu numai instituții sub ordinea primăriei, motiv pentru care s-au făcut niște modificări care am verificat ieri, așa că zâmbetul dumneavoastră care este cuceritor mă inspiră și mă motivează. Așa, vă rog, vă rog. Nu au fost modificări structurale, au fost doar 3 sau 4 decupaje care au permis instalarea unor luminatoare, pentru că era o zonă unde nu există lumină absolut deloc. Dar vă spun, de exemplu, din punct de vedere al ISU. Nu știu, eu am fost ultima dată acolo, la ultimul etaj, pentru că, ce să fac, mi-am dat examenul de șofer, pentru că mi-am fost suspendat carnetul și chiar acum 3 săptămâni am fost acolo și... Asta este o știre, da? Care? Că mi-a luat carnetul? Da. A, nu că m-a fost suspendat, ci că l-ați luat. Așa. Bun. Din punct de vedere al ISU, acolo nici măcar nu i-a afectat absolut nimic, pentru că este un open space, iar acolo s-a făcut o compartimentare foarte simplă cu gips carton, deci nu este nicio problemă structurală. Este foarte... Este foarte adevărat că o astfel de mișcare, dacă o făceam eu acasă, păi îmi vedea tot degetul ăsta l-arăt. Tot degetul, nu orice altă. Eu știți că eu țin pixul în mână ca să mi-l blochez. Exact, înțeles. Da. Dați voie, numai o secundă. Colegii mei pe un grup vorbesc. Bună dimineața! Apropo de... E grevă astăzi la prefectură? Nu știu, spune un alt coleg. Aflu imediat. În unele județe ci că este. Am făcut doar o paranteză, revenim. Da. Nici greva nu e. Aici a fost altă dată. Da. Da. Bun. Haideți să concluzionăm, să nu ne întindem foarte mult cu acest subiect. Acolo s-a făcut o constatare a poliției locale și s-a propus intrarea în legalitate, în sensul în care acele intervenții să fie autorizate. Am înțeles. Nu e un fapt necunoscut, nu s-a făcut pe ascuns și, repet, nu este făcut în mandatul domnului primar. Da, știu asta. Este făcut dinainte,
Dar hai să nu nebunim acum și să creăm subiecte pe lucruri banale. Am să vă mai spun ceva, știți? Dați-mi un subiect nebanal și pe cuvântul meu că îl scriu. La importanța trustului dumneavoastră de presă nu pot exista subiecte banale în discuție. Ați văzut? N-am să încurajez și n-am să vă propun să faceți asta. Mulțumesc! Vreau să vă spun că, de exemplu, avem solicitări. Poliția Națională, respectiv Poliția Județeană, are nevoie de niște săli pentru cursuri de formare profesională. ISU a avut nevoie... Și Poliția Locală. Și Poliția Locală. Poliția Locală are sediu, deocamdată o să aibă un sediu nou, pentru că, după cum bine știți, se va extinde în sensul în care va avea un dispecerat. Dispecerul Poliției Locale astăzi este pe 5 metri pătrați, adică e, nu încap nici măcar monitoarele, se face niște condiții improprii. E în funcție de camerele care funcționează în oraș. Funcționează toate. Am acum? Da? Vedeți, da. A, e bun atunci. Poliția Locală, în baza solicitării făcute de Poliția Județeană, am propus Poliției Județene că atunci când se vor face cursurile de pregătire profesională pentru Poliția Județeană, să fie integrată și Poliția Locală. Cam asta oferim noi pentru a da spații, dintre spațiile libere pe care le avem pentru Poliție. Sunt solicitări de la ISU, sunt solicitări de la diverse instituții ale statului care vin la primărie și cer spații pentru diverse activități. Acolo, așa cum spuneați, la mall, într-adevăr a fost o presiune foarte mare pentru a muta partea de poliție rutieră cu examenele. De altfel știți că până la urmă mall-ul este administrat de către locativ, nici măcar de către primăria Piatra. Cine? Locativ? Mai există? Da. Există, domnul Bălăneț. Deci nu, eu știam că se desfințează. Eu știam că se desfințează. Apropo, să știți că nu numai la arhive s-au făcut niște orificii numite geamuri acolo, ci și cu un etaj mai jos, unde este unde sunt birourile de la locativ. E drept că sunt mai mici orificiile, nu afectează structura, afectează doar partea de, hai să-i spunem, legalitatea unor lucrări, care din când în când este și importantă, nu-i foarte importantă. Acum am să vă spun ceva. Dacă o luăm strict o sens-o pe lege, acolo nu s-au făcut modificări structurale și nu se impuneau autorizații de construcție. Deci se pot face mai multe geamuri. Nu. Se pot face doar în măsura în care impune un arhitect pentru nivelul de intensitate a luminii. Pentru că nu poți să ții oamenii în întuneric sau doar cu lumina artificială în acea construcție. Bun. Ca să nu mai stăm. Ca să încheiem și acest subiect, vreau să vă spun că primăria și-a propus tot din PNRR să renoveze și să asigure din punct de vedere energetic această clădire, molul din piață, tocmai pentru a deveni practicabilă, pentru că această clădire, așa cum ați observat și dumneavoastră din fața redacției, nu este o clădire proprie pentru zilele noastre, are mari pierderi energetice, oamenii stau acolo la parter în frig, în curent și nu se mai poate realiza o termoizolare așa cum ar trebui să fie în condițiile structurii actuale. Deci ea va intra în renovare pe fonduri europene și poate, cine știe, vom reuși să facem așa că tot se poartă un palat administrativ în care să poate intra toate instituțiile care astăzi, unele dintre ele, stau prin garaje sau prin hale. Acum, cu tot respectul, vreau să vă... Eu mă aștept să vină și un arhitect bun care să spună ceva de genul: băi, hai să vedem dacă prin PNRR n-am putea să aducem clădirea asta la varianta inițială a ei. Pentru că acolo... Adică să demolăm. Nu. Acolo trebuia să fie făcută o parcare supraetajată. Se poate pe structura actuală, s-a studiat, pentru că avem un arhitect foarte bun, arhitectul șef a orașului este un arhitect foarte bun,
a făcut această expertiză și nu este improprie pentru un sistem de garaje suspendate pe mai multe etaje. Deci ne-ar fi dorit foarte mult. S-a analizat această posibilitate, nu funcționează, dar vom avea și parcări suspendate în anumite zone din oraș, pentru că, așa cum știți, avem un deficit mare de parcări rezultat în urma implementării programului de mobilitate urbană. Bun, e începutul anului. Spuneți-mi, cum stați cu partea de analiză a muncii, ca să spun așa, per capita de angajat la Consiliul Județean? Foarte bine. Astăzi chiar avem ședință la ora 11 și jumătate. Avem ședință la acest sens. Vom sta foarte bine. Cred că peste o săptămână putem vorbi despre elaborare, implementare, tot ce înseamnă proceduri și managementul procedurilor în cadrul primăriei Piatra Neamț. Deci, din punctul ăsta de vedere, sper să vorbim joia viitoare, dacă mai sunt invitate de emisiune. Joia viitoare. Dacă mai pot să fac emisiune, veți fi invitat. Eu nu fac parte din categoria care vă amenință că o să vă... Nu există așa ceva. Nu există amenințări în Județul Neamț. Nu, știu că nu există. Da. Nu există amenințări, există fapte. Asta este o altă poveste. Astea, la fapte se răspunde cu fapte, domnul... Fapte, nu vorbe, domnul Bălănescu. M-ați blocat aici. Aici m-ați blocat. Da, aici m-ați blocat. Că eu întotdeauna aștept să văd faptele, dar de multe ori... Fapte de vitejie. Da. Cum să închidem gura ăluia, cum să blocăm proiectul ăla, cum să mințim cât mai bine și să aruncăm cu tot felul de populisme inutile pe piață. Din păcate, dacă o să continuăm așa, orașul ăsta nu se poate dezvolta. Orașul are nevoie de dezvoltare. Bun. Dar până acum oamenii cred că n-au fost informați, deși știu că vă provoc că dumneavoastră ați făcut eforturi deosebite pentru a informa oamenii. Nu știu dacă i-a interesat foarte mult, dar ar trebui să-i intereseze mai mult ce se întâmplă cu orașul lor. Să înțeleagă că există o categorie de oameni, de politicieni, care nu își doresc ca orașul Piatra Neamț să fie dezvoltat doar pentru a plăti polițe politice sau pentru a duce de multe ori banii în alte orașe din Județul Neamț. Bun, acum haideți ca să... Uite, avem situația asta de la Consiliul Județean cu bugetul. Eu, sincer, vă spun că îmi doresc să văd bugetul votat, dar îmi doresc să-l văd votat în condiții de legalitate. Domnii de la județ spun, domne, păi nu vor useriștii și peneliștii să voteze bugetul. Și de aici vin și ei cu aceleași argumente. Domne, cineva blochează dezvoltarea județului. Deci, lucrurile cred că ar trebui discutate undeva la nivelul factorilor decizionali, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere administrativ. Domnul Bălănescu, nu poți invoca blocarea activității județului, deși noi am vorbit aseară și vă spuneam că ultimul lucru pe care mi l-aș dori ar fi să fie blocat bugetul județului. Adică nu pot să am o satisfacție că este blocat. Absolut. Nu e bugetul președintelui, nu e bugetul... Absolut. Consiliului Județean, este bugetul cetățenilor din Județul Neamț. Dar în momentul în care nu respecti proceduri, asta implică, desigur, după aia și sancțiuni de tot felul. Fie ani, fie penal, fie civil. Lucrurile ar trebui făcute mai atent. Pentru că, din păcate, în inconștiența lor sau câteodată din lăcomia unora, apar situații personale, cum ar fi conflictul de interese sau incompatibilitate, care grevează până la urmă activitatea întregului Consiliu Județean sau Consiliul Local, pentru că aceste probleme nu apar doar la Consiliul Județean, absolut, apar și în apar în toate consiliile și cred că ele, din păcate sau nu știu, din fericire, țin de persoane în mod special și apoi de o coordonare politică sau de speculații sau de tot felul de implicații politice.
În continuare, eu sper ca județul să aibă un buget, dar desigur în condiții legale, nu cu compromisuri care pot naște alte compromisuri și așa o ținem de compromis în compromis. Există o problemă pe care lumea evită să o discute și poate ar trebui odată discutată, nu neapărat legat de primărie sau Consiliul Județean în general, acea problemă a oamenilor puși pe listele de consilieri care ajung să nu poată vota 50% dintre proiecte pentru care intra în conflict de interese. Și atunci stai și te întrebi ce caută oamenii aceia pe liste sau oameni care ajung pe funcții puși după ce sunt aleși pe liste ca să voteze anumite proiecte. Deci deja de aici absolut mergi spre partea aceea de foloase cuvenite sau necuvenite. Problema este alta. Multe se întâmplă din, dacă citiți puțin, nu știu, cred că v-am trimis, ați citit adresa, ultima adresă de la ANI pe care a solicitat-o Emil Boc în calitatea sa de președinte. Am văzut-o în presă, da. A Asociației Orașelor și Municipiilor din România, care a generat, nefiind clară absolut deloc, și bineînțeles că ANI nu și-o asumă, spunând la sfârșit că acest document nu este opozabil în justiție. Absolut. Este doar cu rol da. Consultativ. Care a bulversat pur și simplu tot sistemul. Dovadă este că foarte mulți consilieri din Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț și-au dat demisia din ceauri. Pentru că formularea în lege și în prevederile ANI nu este foarte clară. Acolo spune așa. Din Consiliul de Administrație a unității de învățământ fac parte membrii ai aparatului de lucru, deci a aparatului de lucru al primarului general sau a consiliului local, al consiliului local, dar pot face parte și consilieri locali. Păi și atunci? Da, dar noi tocmai, adică toți consilierii, că aici nu vorbim doar despre un partid sau altul, pentru a nu pune în pericol bugetul, și-au dat demisie, nu chiar toți, unii și-au asumat și-au spus că ei se judecă cu ANI, e treaba lor, dar niciun consilier n-a pus în pericol bugetul local, motiv pentru care el a și trecut. Adică se pare că atunci când se vrea o colaborare eficientă... Asta ar trebui să vedem și mai departe. Se poate realiza acest lucru. Pentru că, până la urmă, este vorba de miză. Una este o miză individuală, când eu am, cum spuneați dumneavoastră, te gândești la ce beneficii personale ai, și alta este când vorbești despre bugetul unui oraș sau unui județ, acolo lucrurile care ar trebui să primeze ar fi eliminarea oricărui risc, pentru că, explicați la începutul emisiunii, dacă se va constata incompatibilitatea starea... Conflictul de interese. Conflict de interese acolo, da. Asta anulează de drept și hotărârea de Consiliu Județean. Deci, plus că mai sunt o groază de hotărâri votate de domnul respectiv. Chiar în ședința respectivă s-a votat statul de funcții la Spitalul Județean. Nu mă refer la domnul respectiv, pentru că această problemă s-a perpetuat și știți bine. Repet, există probleme care țin de persoană, dar și probleme mari care țin de sistem, de o legislație proastă. Eu personal am fost victima ANI, cum să zic, eu trimițând, punându-mi acel PFA, persoană fizică autorizată, care n-a fost niciodată, în declarația de avere. Singur. Mai transparent, singur. Mai transparent, dar se spune manu propria. Am trimis și la ANI întrebare. Sunt sau nu sunt în stare de incompatibilitate? Mi s-a răspuns că aprecierea lor este că nu sunt în stare de incompatibilitate. Și ea cred că am fost. Adică eu nu înțeleg, instituțiile statului urmăresc într-adevăr integritatea administrației, oamenilor din administrația politicilor, sau urmăresc doar un instrument politic prin care poate fi executat unul sau altul. Legea ANI este proastă, clar este proastă, este lucru recunoscut de toată. Este perfidă de-a dreptul.
Se supără Albionul pe noi dacă spunem că e perfidă. Am înțeles. Se supără Albionul și nu e bine. Da. Mai văd acum din discuțiile colegilor și că teoretic, deci rețineți, teoretic, la Neamț, la prefectură este grevă, deoarece sindicatul Egalitatea, asta e cea mai tare denumire, al funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică, deci sindicatul Egalitatea, reprezintă instituțiile prefectului din mai multe județe, inclusiv Neamțul, și ei ar fi în grevă. Lucru... Deci teoretic suntem în grevă. Practic e cam bancul ăla, știți? Da, da, da. Practic, ce are fiecare în casa lui. Avem două doamne. Exact. Da. Apropo de ani, că tot mi-am adus, uite, că e grevă japoneză, îmi spune o colegă, îmi transmite, că nu e grevă normală, e grevă japoneză. Da. Apropo de ani și deciziile ani și modul în care se respectă, este absolut distractiv ce se întâmplă. De exemplu, nu știu dacă știți cazul primăriței de la Crăcăuan, și-a numit băiatul. A venit, noi am scris acum vreo 9 luni și Ani a constatat după 9 luni de zile că ceea ce am scris noi este adevărat. Bineînțeles că acum urmează ca doamna primar să conteste în instanță. Termenele vor fi așa, să spunem că în prima instanță se termină la sfârșitul mandatului, ceea ce face ca dânsa să poată candida, probabil, sau mai simplu, candidează băiatul care era numit de ea. Și atunci lucrurile se rezolvă de la sine, că el nu-i vinovat. Aceste anomalii sunt generate de o lege foarte proastă. Uitați-vă cazul Cristina Păvăluță, care mai avea 3 săptămâni până când se expire interdicția, dată tot de Ani, și știți ce e frumos acolo? Frumos, între ghilimele, evident. Doamne Bărănescu, nu sunteți atât de naiv. Cristina Păvăluță a deranjat la un moment dat. Sigur, că, dânsa? Nu știu, dânsul, nu contează, dar nu îi se poate reproșa că nu este un profesionist. Nu, eu altceva vreau să spun, care e ironia faptei? Păi nu, ironia faptei este că tocmai s-a făcut înainte de data de 28, ca să fie în termen, ca să zic așa. La momentul respectiv, știți bine că a fost cu vot, cu o sancțiune administrativă, deci o poveste dragă. Dar ce vă spuneam eu mai devreme, este, legea Ani este perfidă pentru că oferă unor indivizi arme și instrumente pentru execuții politice sau administrative, în cazul Cristinei Păvăluță, care nu făcea politică, ci își exercita doar profesia. Bun, acum știți, eu revin, știți ce este cel mai interesant? Ea a fost executată de Ani și, mă rog, pentru că ar fi fost în legătură, mă rog, nu mai știu, în ce au, în AGA, de la parking. Condusă, societate condusă de Laurențiu Dulamă, care Laurențiu Dulamă acum rămâne la DGASPC, iar doamna Păvăluță pleacă. Poate este vreun loc la parking. Deci, nu, după 28. Mă gândeam, abia aștept să văd cine va fi, nu interimar în locul doamnei Păvăluță. Și atunci ne vom da seama cât de vinovată este doamna Păvăluță. Eu repet, nu știu dacă doamna Păvăluță este cheia acestei situații în care a ajuns domnia sa. Nu, nu e cheia, că e o lacătă care s-a rupt cheia. S-a cheia, ok. Bun, ne oprim aici, că e și 29 de minute. Vă mulțumesc pentru participare. A fost o emisiune în care eu m-am simțit bine, deci nu știu dumneavoastră. Mai așa, mai stingher la întrebările pe care mi le puneți, nu sunt comode întotdeauna, știți, oamenii știu că puteți mai mult, nu vă uitați așa la mine. Oamenii care ne văd în emisiunea noastră și închipuie că noi doi avem, ne înțelegem pe subiect, ar trebui să știe că niciodată nu pregătim subiectele și că dumneavoastră mă provocați pentru că vă place. Și mie îmi place foarte mult să fiu provocat de dumneavoastră. Aici încheiem emisiunea. Vă mulțumesc frumos. Dacă provocări nu sunt, nici emisiuni nu sunt. La revedere, cele bune! La revedere!